De la 1 iunie a intrat în vigoare pachetul de servicii medicale de bază și contractul cadru, iar reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate susțin că astfel se vor elimina erorile și se vor diminua fraudele din sistem. Cei mai mulți specialiști susțin însă că rezultatele nu vor fi spectaculoase și nici nu se va ajunge la îmbunătățirea stării de sănătate a românilor. În acest context, în cadrul emisiunii Radiografia Zilei, am încercat să aflăm de la Mihail Chircor, consultant în management sanitar, și Dragoș Poteleanu, directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, dacă sănătatea cetățeanului a fost o prioritate pentru guvernanți și care va fi perspectiva medicilor. Statutul medicului nu se va îmbunătăți cu absolut nimic și vom avea în continuare o hemoragie de medici români către vest, care pleacă nu numai pentru bani, ci și pentru condiții de muncă mai bune, pentru siguranța actului medical pentru ei, pe de o parte. Pe de altă parte, cetățeanul nu contează. Pentru actuala clasă politică, cetățeanul nu contează. N-au niciun fel de problemă cu cetățeanul. Cetățeanul vine o dată la 4 ani și votează. Și n-are ce să voteze. Pe noi sau pe ei. Îi votează odată pe ei și după aia se scârbește de ei și tot pe noi ne votează. Și pe urmă, încă o dată, e nevoie de o reformă substanțială și coerentă a sistemului medical. În întregului. Pentru că vii astăzi cu niște măsuri, mâine cu alte măsuri și pierzi din vedere sistemul întregului. Cu toate încercările pe care sistemul le face, eu sunt convins că o bună parte se adresează și pacientului, implicit prin serviciile pe care furnizorii de servicii medicale le prestează pentru ei, prin finanțarea de care au parte. Deci parțial a fost în atenția celor care au decis. Trebuie să fie. Acum, sunt beneficii pentru pacienți. Beneficii. Există unele beneficii, da. Dar unele beneficii, dar pacientul nu a fost ținta acestor schimbări.